cu voi, nu am decât să zic în felul următor. Mă bucur extrem de tare și sunt foarte recunoscător față de voi și vă mulțumesc foarte mult. Fie că dați dislike, like, că sunteți hater prin comentarii sau așa mai departe, eu, adică este ireal pentru mine, da, la nivelul la care a ajuns canalul acesta de YouTube după atâția ani. Mulți dintre voi sunteți noi pe canal și nu știți. Dar când mă gândesc în spate că am început din 2013 canalul acesta și a început efectiv de la nimic, dintr-un simplu vis al meu că vreau să mă apuc de YouTube, dintr-o simplă dorință, ok, cu primul meu videoclip, da? Eu nu mai știu să vorbesc. Și făceam niște videoclipuri, niște porcării de videoclipuri cu Minecraft și acum fac tot porcării, dar habar n-aveam ce făceam pe atunci. E pur și simplu ireal cât de mult s-a schimbat YouTube-ul. Adică acum când tu pui un videoclip, trebuie să te uiți cât la sută s-a uitat lumea din videoclip, cât la sută din oameni au dat click pe thumbnail. E bun thumbnail-ul, trebuie să-l schimb, e bun titlul. De ce n-a intrat lumea pe videoclipul de astăzi? Trebuie să schimb titlul? Adică ne-am obișnuit cu chestiile astea, dar țineți minte, până în 2015 nici nu exista așa ceva. Filmam videoclipul pe YouTube, vă pupam, dacă dă cineva click sau nu pe videoclip, nu mai contează, trebuie să facem altul după aia, știi? Adică nu exista să schimb titlul videoclipului, nu exista să schimb thumbnail-ul. Ăla era, pa, știi? Și era mult mai mișto înainte. De ce? Pentru că toți abonații primeau notificare și pune un videoclip, lumea intra. Dar în același timp le dau dreptate celor de la YouTube că au schimbat toată chestia, pentru că lumea intra pe videoclip și erau vizite pe videoclipuri, dar oamenii nu prea se uitau la tot videoclipul, știi? Acum e mai diferit și a început să fie o diversitate foarte mare pe YouTube, adică sunt foarte mulți YouTuberi, știi? Și e bine, pentru că e bine pentru voi și pentru mine, că și eu mă uit pe YouTube, e bine, dar pentru mine personal ca și YouTuber este mai dificil, pentru că vedeți că nu mai fac vizitele pe care le făceam odată. Îmi spuneți prin comentarii și atrageți atenția unui dintre voi, era fel, dar tu nu mai faci vizitele pe care le făceai odată. Într-adevăr așa este, dar e foarte greu și vizitele astea să le faci pe care le fac eu acum. Nu oricine le face, credeți-mă. Dacă ai putea să faci de ușor vizitele, le-ar face oricine, știi? Chiar tu te poți apuca de YouTube și poate o să reușești. Și eu, când mă uitam la videoclipurile acestea, credeți-mă că mă uitam la YouTuber români, care erau ei foarte mari pe vremea aceea și m-au inspirat și pe mine să mă apuc, nu știu, zic și eu. Erau mai mulți, Damn Sky, Bobo Spider, era Freestyle Raw, nici nu mai știu, Copiii Copaci, Rodby, Pink era. Erau foarte mulți youtuberi pe atunci care, na, cum și eu poate inspir pe alții și am inspirat deja și ei pe mine și așa mai departe, dar numărul 1 care m-a inspirat și care m-a decis, m-a convins, pardon, să mă apuc de YouTube e PewDiePie și pentru asta o să-i fiu recunoscător pentru totdeauna, pentru că eu am uitat la PewDiePie cum făcea el YouTube și am încercat și eu. Mă rog, povestea e mai lungă, că pentru că eu am încercat pe un alt canal în engleză și nu vorbeam eu, filma altcineva, eram managerul din spate, Coconut Breaker, dar toată situația aia ne-a adus aici în limba română și până la urmă să fac eu canalul meu de YouTube. Și mă bucur că după atâția ani, adică uitați-vă și voi, 10 ani, tu realizezi, mi se pare insane. Unii dintre voi care vă uitați la videoclip, nici nu aveți 10 ani. Adică, te uiți așa 10 years ago, damn, bro, în câțiva ani o să fie 13 years ago, 13 ani, 14 ani, 15 ani. Mă uitam la un videoclip pe YouTube și scria că a fost uploadat acum 16 ani. Tu îți dai seama, adică e ireal cât de veche site-ul. Și de asta, pur și simplu, într-adevăr, vizitele au scăzut, nici eu nu mai fac același conținut la fel de bun, pentru că dacă era conținut extrem de bun, vizitele creșteau. Dar nu mai fac nici eu același conținut, poate nici eu nu mai sunt la fel de hype pe videoclipuri, că mi-atrageți unii dintre voi atenția, bă, dar erai mai entuziasmat în trecut, nu știu ce. Posibil, nu știu. Mă schimb și eu, mai cresc, eu cam așa sunt ca și persoană, știi, sunt mai chill, nu sunt mega energic, e greu să ajungi aici, dar nu e imposibil dacă îți dorești cu adevărat, pentru că eu asta mi-am dorit într-un fel, deși eu habar n-aveam ce făceam aici când puneam videoclipurile astea, credeți-mă. Deci acum că stau să mă gândesc înainte, eu nu știu ce făceam aici, sincer vă zic. Adică știu ce făceam, că mă jucam pe YouTube, dar n-aveam niciodată în minte ideea că fac abonați sau că facem 1000 de abonați anul ăsta, anul viitor, așa, gândeam eu niște, habar n-avem, mă jucam, puneam videoclipuri pe YouTube și cam aia era tot, era sfârșitul. Că merge, că nu merge, nu...